tu, Băru, și sunt mega entuziasmată. Atât de entuziasmată încât am făcut un timelapse. Eu nici măcar nu fac timelapse-uri. Mă văd. Salut! Nu știu cine mă sunt. Salut! Acum trebuie să mă uit. Salut! Salut! NHX. Eu, Băru, nu-l văd. Te mai interesează în ce mașină urci când știi că te duci să iei butonul de la YouTube? Te mai interesează că se uită toți oamenii la tine că te filmezi singur? În 2017 nu se știe ce la vlog. Tot te mai interesează că tu te duci să-ți iei butonul pentru că 1 milion de oameni știu ce e la vlog. Dacă sunteți în casă în momentul ăsta și Valentina se ieși afară, vă scot eu. Până... Am ajuns și turbezel ca o pe Radu. Sunt la YouTube. Mi-a zis să-l sun pe Radu pentru că mi-a promis că vine cu mine ca să nu leșin când văd butonul ăla. Radu de la Hit Yourself, că știți că eu ca să vă ofer vouă cadouri și chestii, trebuie să avem colaborări cu branduri și Radu este de la compania de unde sunt eu, Hit Yourself. Și mă ajută când am nevoie de ajutor. Thanks, Radu. Nu mă răspunde. Măcar mă tai bețivan, să știți. Nu sunt pe Florin. Dacă nu sunt pe Florin, sunt pe mama. Îl vine mama din Craiova. Ciao, Radu! Am ajuns. Și că ai intrat și-l stau ca prost afară. Bea o băutură să nu facem reclamă. M-am trezit mult, mult mai fresh azi. Se vede. Da. Ai un alt vibe. Am adormit și eu, în sfârșit, ca omul de la 12 și m-am trezit la 9:30, adică chiar am dormit o noapte. Oamenii probabil se sperie. E ceva nou pentru tine, dar... E foarte nou. Deci, guys, eu nu dorm nopțile de mare parte, înțelegeți? Și asta e o noutate. Pentru că ieri am fost râpte la filmări. Am emoții! Vine să urlu. Gata, bie, calate. Uite, am ăștia ce i-am primit ieri. Tot de la Nike? Nike, da. Salut! Da, și, și mă, sunt preg, uite. Ah, mai boci! Salut! Aici. Aici, de la început. Uite, ai și o scrisoare aici de felicitare. Serios? Nu cred că... Vai, de ce n-am avut butonul ăsta? Pentru că nu erau butoane când am făcut 100.000. Ia zi un pic așa, cam cât de fericit ești la premiul ăsta mic. Înainte să-l deschidă pe la mare. Nici mai știu când am făcut 100.000, înțelegi? A trecut foarte mult timp. Da, 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 da. Încă o scrisoare. Și încă o scrisoare, vezi, e mai mare aici. E mai... Ia zi cum ești. Felicitări. O să-l iei măcar în brațe. Da. O să-l... Oh, foarte greu. Aur masiv aici, nu ne jucăm. O să-l liniștită că e olcar. Ia nici tu vezi asta. Am doi puiuri de atâta de brusc. Eu nu fac față la atâta stres. Îți vreau cum să arăți pereții mei? Sper că ai un perete destul de rezistent. Da. Fiindcă premiul pare mare și greu. Dar câte sunt în România? Păi de astea pentru voi, pentru vloggeri, sunteți 3, Mikey, tu și Ilie. Label-ul cred că sunt mai mult. Cat Music, Rotor, mai sunt Media Pro Music. Deci cred că 9 sau 10 sunt în acesta cu totul. Deb. Dar tu cred că ești prima fază, da. Nu știu ce să citesc mai întâi, că nu mai laud de pe aici și mă roșesc toată, nu pot, o să le citesc singură că o să plâng. O să mă uziți de sus, că o să urlu jos. În milion, uite cât de mare e. Abia în cap pe lift. Mă văd, uite. În reflexia lui, înțelegi? Chestia asta, că mă văd în reflexia lui, buton de 1 milion. 100.000 am făcut când nici nu erau youtuberi, era 2012, nu, în 2013 am făcut 100.000. Adică au trecut 4 ani. Am făcut bine calculul? Asta le-au așa, le-au un ghiozdan de câte ori plec pe undeva, zic, ia uite, fă, în 2013 am făcut eu ăștia. Dar acum l-am primit că n-a, a avut curierul probleme gastrice. S-a oprit pe drum, 4 ani. Am făcut 1 milion! Am făcut 1 milion de abonați!
ignoră. Am 1.000.000 de abonați! 1.000.000! Fuck! Știți care e partea bună când te duci să cumperi o doză de suc? Că vezi că prietenii tăi au reușit și că au realizat chestii. Asta e partea bună și te super bucur pentru ei. Bravo, Ane! Dar ce face Uber-ul? Ce contează ce face Uber-ul când avem două butoane YouTube aici? Tocmai aveam o discuție importantă despre ce cola ne place mai mult. Vanilie, zero, lime, cire... Nu. Pe mine mă uimește aia cu vanilie. E cola și simt și gustul de vanilie în același timp. Le ducem și pe ele la cabina Zut să probeze cu noi haine. Am pus vlogul ăsta, voi l-ați văzut, dar în momentul în care filmez vlogul ăsta, nu ați văzut alte 5 pe care în momentul de față nu le-am făcut. Deci în momentul în care ei au văzut vlogul ăsta, da, le-au văzut și pe celelalte, da, în momentul de față nici tu nu le-ai văzut fiindcă sunt nemontate. Da. Asta e în fabricare. Da. Wow! Hai de muncă, bine. Mersi. I'm gonna do that, motherfucker. Am intrat aici cabina de fericire Zut, unde mi-am făcut comanda. Mamă, chiar că e de fericire, frate. E, uite, asta voiam să văd. Scuze, lăsați noi butoanele aici. Asta purtam în revistă. Ia uite-o. Aia zic. Mă, facă. Stați. Cam mai e. Eee. Am purtat, apoi am și comandat, nu pe toate, am comandat și alte lucruri pentru că sunt foarte multe branduri pe Zut.ro. Și faza tare, ia uite, este că poți să le probezi, comanzi mai multe mărimi și cumperi doar ce ai nevoie să cumperi. Bă. Ce fușcui. Sunt foarte m-am hotărât să le păstrez pe toate. Și pe mine. Putere, bă! Am ajuns acasă. Ăsta este butonul de 100.000 de abonați. Asta este visul oricărui YouTuber român, cel puțin. Deja vreau să închei vlogul ăsta pentru că vreau să-mi iau bicicleta pe Stevie și să mă duc să mă plimb. Nu stau numai cu camera bună. Oricum nu sunt obișnuită cu daily vlogurile. Eu fac astea doar ca să vă arăt ce se întâmplă în viața mea în timpul ăsta, timp în care mă ocup și de gărgăuneadă, pentru că pe 1 aprilie e gărgăuneadă și eu încă pregătesc tot ce trebuie. De-aia ziceam la începutul videoului că nu prea dorm. Banana grasă. Ne vedem foarte curând cu alte tâmpenie. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, abonați-vă pentru mai multe săptămâni și ne vedem data viitoare cu un nou episod. Probabil nu o să mai fie un daily vlog, nu cred că pot să fac chiar atât de multe daily vloguri. Ne vedem. Ne vedem. Ok, guys. Morge, spune tu, ok, bye. Spune-te. Nu distruge Mojo. Spune ok, bye. Spune. Spune ok, bye. Ok.